Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a cerut ieri să fie, citez, intensificate eforturile pentru a consolida rezerva de personal militar. Am încheiat citatul. Declarația a fost făcută în timpul unei reuniuni dedicate împlinirii a două decenii de la aderarea României la NATO. Este o declarație foarte puternică venită din partea șefului statului. În același discurs, președintele României a mai cerut și revitalizarea industriei naționale de apărare și modernizarea infrastructurii naționale de transport. Acum, ca o paranteză pentru cei care se întreabă de ce a fost menționată infrastructura de transport în acest context, e bine să notăm că o evaluare recentă a militarilor occidentali arăta că dacă s-ar întâmpla ca România să fie atacată din Est, aliații noștri din Vest ar avea mari dificultăți să ne trimită tehnică de luptă grea, pentru simplu fapt că țara noastră nu are nici măcar suficiente poduri care să reziste la traversarea cu tancuri, de exemplu. Adică nu sunt poduri pentru... Cad podurile că nu rezistă la greutatea respectivă. Să ne trimită prin spațiu aerian, că acolo... Da. De asemenea, știm prea bine, nu avem autostrăzi care să meargă de la vest la est și nici de la est la vest. Rețeaua feroviară este într-o stare îngrozitor de proastă, așadar, chiar dacă avem aliați puternici, aceștia ar avea dificultăți mari să ne ajute. Să ajungă la noi. Da. Este o problemă reală. Și nu din vina lor. Adică, în fond... În trei decenii de după Revoluție, guvernele succesive ale României nu au fost interesate niciodată să finalizeze nici măcar o autostradă completă. În continuare, România sunt numai bucăți. Autostrăzi nu e una completă. Să zici că gata, domnule, autostrada asta este finalizată. Ca să nu mai vorbim de alte lucrări noi de infrastructură, de transport. Nici nu prea au fost multe războaie ca să fie nevoie de autostrăzile astea. Da, pentru război te pregătești cu mult înainte. Războiul se câștigă înainte de începerea lui, de fapt. Indolența politicienilor pune acum în pericol letal țara noastră. Cât despre cererea președintelui ca să fie intensificate eforturile pentru a consolida rezerva de personal militar, am văzut că multe redacții au interpretat această declarație ca pe o solicitare prezidențială de a fi reintrodus serviciul militar obligatoriu. Ori eu sunt de altă părere, președintele nu s-a referit la asta, s-a referit, din punctul meu de vedere, exact la rezerva armatei. România are acum o armată profesionistă compusă din aproximativ 80.000 de militari activi, asta ca organigramă, și o rezervă cuprinsă din puțin peste 50.000 de rezerviști, doar că despre această rezervă șeful armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a spus recent într-un interviu pentru Europa Liberă că este, citez, foarte îmbătrânită pentru luptă. Imaginați-vă o persoană la 50 de ani cu un sac de spate, o raniță, cum este cunoscut popular acest sac de spate, de 80 de litri în spinare și cu o vestă pe el de 7-10 kg, cu muniția aferentă, cu vesta antiglonț, cu casca de Kevlar și cu toate celelalte echipamente subsidiare echipamentului. Adică rezerviștii noștri pur și simplu nu mai au capacitatea fizică de a participa la acțiuni efective de luptă în caz de nevoie. Dacă îi mobilizezi și le pui ranița în spate, 80 de litri și vesta pe ei, în 10 metri chemi salvarea, chemi ambulanța. Este adevărat că armata are un program de recrutare și antrenament pentru voluntari, doar că oferta financiară este atât de puțin atractivă încât practic niciodată nu reușește să-și completeze cifrele vizate, plus că e vorba și de cifre foarte mici, de ordinul la câtorva mii de militari. În mai anul trecut, de pildă, armata a încercat să recruteze exact 2187 de rezerviști voluntari. Asta era targetul, foarte greu de atins. N-am mai găsit știri dacă au reușit să-i găsească pe cei 2187 de rezerviști voluntari, pe care, cărora le oferea câte 3000 de lei pe lună, cu toate sporurile, pe durata instrucției, cât durează ea, cred că 2-3 luni durează, și câte 1500 de lei pe durata rezervei. Adică după ce ieși din instrucția asta, ai devenit rezervist voluntar, mai primești 1500 de lei încă niște ani, până când ieși din rezervă. Și nu e de mirare că interesul e foarte scăzut. În schimbul acestor sume ridicole, te aștepți ca oamenii respectivi să se prezinte, în cazul în care este nevoie, să se prezinte la apel și să se ducă în linia întâi.
Ori dacă asta, cât de cât mai mergea cu 20-25 de ani, te gândeai ce se poate întâmpla. Acum, din păcate, când lucrurile au devenit atât de complicate în partea estică a României, nu mai e nicio atractivitate. Și nu e de mirare că interesul e foarte scăzut. Reprezentanții armatei, care în general sunt foarte discreți și rezervați în declarații publice și prin educație și prin statut, nu-i vezi ieșind să facă declarații publice prea des, au avertizat totuși de mai multe ori în ultimii ani că situația nu e deloc bună, ca să folosesc un eufemism, și trebuie făcut ceva repede, altfel vom plăti cu toții foarte scump această pasivitate față de pericolul mortal care crește dinspre Rusia. Dar penuria de rezerviști nu este singura problemă de personal a armatei române. Din cauza salariilor mici, din armată se pleacă masiv, mii de cadre militare renunță în fiecare an la uniforme. La uniformă. Potrivit unor date adunate de fosta noastră colegă, Anca Grădinaru, care acum este la publicație Europa Liberă, în ultimii 2 ani din armată au plecat 13.000 de angajați, iar deficitul de personal este de 10%. Un fost parașutist militar, intervievat de Anca, a explicat că salariul lui de încadrare era de numai 1.100 de lei, ceea ce este uluitor, și abia reușea să-l dubleze din salturi cu parașuta și alte sporuri. Vezi, asta e cu sporurile. Da. Da, este un mod prin care sunt foarte mulți angajați la stat care primesc bani în plus. Da. Dar unii pleacă de foarte jos, cum e cazul acestui om. Și alții pleacă de sus și primesc nemeritat niște beneficii. Când plătești parașutiști militari, care sunt parașutismul, e considerat armă de elită. Deci când plătești parașutiști militari, adică trupe de elită, cu 2200 de lei pe lună, cu sporuri și salturi și așa mai departe, nu cred că te poți aștepta la vreun mare interes pentru înrolare. Domnul acesta cred că avea grad foarte mic, dar oricum. Este un interviu recent cu sumele astea? Da, sigur că da. Este din... Dar poți să fii plătit cu sub salariul minim pe economie? Nu știu. Păi este, presupun că nu din ultim moment. Adică el a ieșit la pensie... La bucată, la săritură. De câte ori ai sărit luna asta, șeful? De 3 ori. Îl cheamă, numele dat în interviu, Răzvan... Fost subofițer în Forțele pentru Operații Speciale, parașutist de elită cu salturi de la înălțimi care au ajuns chiar și la 7500 de metri, cu arme grele și câini în brațe. Răzvan a plecat din Ministerul Apărării la nici 43 de ani, a ieșit la pensie în 2022, după 20 de ani de muncă, în care a avut misiuni externe și stagii dure de pregătire, inclusiv în Statele Unite. De ce a plecat mai devreme? Pentru că la un control medical a descoperit că au început să-i crească dioptriile. Și era condiție pentru care el nu mai putea să sară cu parașuta, deci trebuia să fie ținut la sol, deci pierdea sporurile. Deci rămânea la banii pe care îi primea în salariul de bază, adică 1100 de lei. Asta este explicația în acest material. N-am nicio îndoială că Anca a documentat super corect, o cunoaștem cu toții pe fosta noastră colegă. Deci pentru majoritatea angajaților din armată salariile sunt mici. Pentru gradați și subofițeri, de exemplu, un salariu de 4.000 de lei pe lună, bani în mână, pare încă de neatins. Iar dacă auziți cumva vreun domn ministru care o să se scuze în perioada următoare, cum că n-ar fi bani pentru salarii mai mari pentru armată, sigur că nu sunt bani niciodată, dar cred că e cazul să-i priviți cu neîncredere, pentru că partidele de la putere au găsit întotdeauna bani, fără probleme, pentru plata unor salarii uriașe pentru sinecuriștii din clientela de partid. Acolo se plătesc salarii de mii sau zeci de mii de euro. Poate dacă mai tundem un pic funcțiile astea și mai dăm afară din ăștia, mai restructurăm această ciurdă de sinecuriști și clienți de partide care sunt plătiți cu mii și zeci de mii de euro, poate reușim să găsim niște bani în plus pentru cei de la care așteptăm să ne apere în caz de ceva? Adică nu cred că aceștia, sinecuriștii ăștia, să se ducă ei în linia întâi. Dacă, Doamne ferește, România noastră, fără autostrăzi, fără poduri și fără căi ferate, va fi cumva atacată. Vor spune că n-au cum să ajungă acolo, că dacă nu e autostradă, e cum să se ducă cu BMW-ul, nu? La luptă. Eu cred că nu o să-i mai vezi pe niciunul din aia. Primim mesaje și ne-a dat un ascultător un selfie și scrie în explicație: am fost alalteri la ordinul de chemare pentru exerciții militare. Suntem oameni la 61-62 de ani, care abia mergem în bocanci doar cu hainele pe ei. Și eu, un domn în vârstă cu păr alb și zice: priviți-l pe domnul îmbrăcat în roșu și sigur o să vă întrebați pe unde aveți pașapoartele. Da. Eu cred că sunt în rezerva militară, că am făcut armată. Nu știu, sunt
În principiu sunt gradat. Că sunt sergent, am mai povestit. Alt motiv să plecăm. Asta zic. Știi? Adică dacă pe mine mă concentrează, eu mă duc, asta e. Adică respect regulile și legile. Nu o să fug nicăieri dacă mă concentrează. Păi avut hernie între timp. Eu sunt, iertați-mă, eu dacă alerg până în parcare cu rucsacul meu în spate, da, care are doar laptopul și nu știu ce, s-a terminat. Adică ajung acolo și trebuie să stau două ore. Am văzut și că la tir stai bine. La tir, da, stau bine. La tir ar mai merge, dar problema e că trebuie să te mai și miști, nu stai doar pe loc. Cât despre revelația domnului Iohannis, și anume că e nevoie să întărim, e nevoie să ceva, este extraordinară. Este extraordinar de întârziată, vreau să zic. Adică Rusia a invadat Ucraina în 2014. Atunci a început, de fapt, războiul, odată cu anexarea ilegală a Crimeei și cu invadarea Donbasului de către trupele ruse. Și era clar ce urmează și au existat toate avertismentele necesare. Sunt 10 ani de atunci, de țara noastră. Noi românii, am pierdut un deceniu pentru construirea unei apărări solide. Unde, adică se spune că mai bine mai târziu ca niciodată, dar uneori mai târziu chiar înseamnă prea târziu și, sincer să fiu, sper din toată inima că mă înșel. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.